să ne spuneți care ar fi deciziile corecte pe care trebuie, sau pașii pe care trebuie să întreprindem și de ce nu, poate spre sfârșitul acestor dezbateri, să ajungem la concluzie, să formăm un grup de lucru atât din reprezentanții comisiilor, cât din societatea civilă, să elaborăm acest proiect de lege, fiindcă pentru noi este important ca noul proiect de lege care trebuie să fie elaborat pentru combaterea uzurpării de identitate și fals, în identitate să nu atenteze asupra liberei exprimare, deci a persoanei, fiindcă libera exprimare trebuie să fie prioritate, și totodată să nu ne trezim cu anumite modificări care să se prezinte ca așa numită lege Big Brother, da? Când totul este controlat și nimeni nu poate deci, adică să fie sub lupa celor care deci dețin dreptul de control. Bun, eu am să, dacă cu permisiunea noastră, eu am să încep deci propus prezentarea pe care noi am pregătit-o și după care vom modera discuțiile referitor la subiectul dat. Așa, scopul acestor dezbateri este, în primul rând, inițierea și elaborarea unui proiect de lege care să prevadă ajustarea unor viduri legislative ce favorizează utilizarea frauduloasă a identității persoanei fizice sau juridice sau utilizării falsului de identitate cu scopul de a defăima, de a denatura anumite elemente de fapt, de a cauza prejudicii materiale și a favoriza comiterea unor fapte, deci, ilegale. Condițiile ce impun elaborarea unui proiect de lege în acest domeniu este că, cu toate că în Republica Moldova a fost instituit cadrul juridic necesar pentru protecția datelor cu caracter personal, care are drept sarcină de a proteja dreptul fundamental al persoanei fizice în ceea ce privește viața intimă, familială și privată, la moment, normele penale nu incriminează acțiunile sau inacțiunile care au drept sarcină de uzurpare sau falsificare identitatea unei persoane fizice. În inadverența care sunt opozabile și în raport cu identitatea persoanelor juridice care se utilizează în scopul concurenței neloiale, defăimare, cauzare, pierderi materiale sau a clientelei. Modalități de uzurpare a identității și falsul de identitate în spațiu, deci online. Prima este clonarea profilurilor de pe rețelele de socializare. Deci permite persoanelor rău intenționate de a copia imagini foto și înregistrarea unui profil pe rețelele de socializare, prin intermediul căruia se intră în contact cu prieteni cunoscuți din anturajul persoanei vizate, cu solicitarea de a bloca profilul anterior sub pretextul că cineva i-a spars contul și că adevăratul utilizator este profilul nou creat. În continuare, individul care comite uzurparea de identitate poate iniția discuții private cu aceste persoane pentru a obține informații confidențiale ce se referă la viața privată și de familie sau la activitatea de afacere. În multe cazuri, aceste profiluri clonate se utilizează cu scopul de a defăima sau de a duce în eroare publicul privitor la viziunile politice, religioase, sociale sau alte aspecte importante care caracterizează persoana fraudată. Exemple. În Republica Moldova, în ultima perioadă de timp, uzurparea de identitate a luat amploare, în special pe rețelele de socializare, prin clonarea profilurilor personale sau a paginilor web în scop de manipulare. De exemplu, în campania electorală din 2019, rețeaua de socializare online Facebook a închis aproape 200 de conturi de pagini adresate publicului din Republica Moldova și gestionate de troli, adică persoane care își ascundeau consecvent identitatea reală. Deci în Republica Moldova, în ultimii ani, a avut loc un fenomen de clonare a unor ziare, iar ulterior, acest fenomen a continuat și cu clonarea paginilor web. De exemplu, pagina ca Moldova Dream, Times New Moldovan, sau clona proiectului Stop Fals, care de conspira știrile false din media, sunt doar câteva dintre conturile pe care Facebook le-a eliminat. În total, s-a anunțat într-un comunicat de socializare, semnat de șeful Departamentului de Securitate Cibernetică, Nathan Gleger, că au fost șterse peste 168 de conturi, 28 de pagini și 8 profiluri de Instagram. Administratorii acestora, în mare parte, distribuiau știri pe cele mai sensibile subiecte politice sau locale, discutau despre educație în limba rusă, engleză, etc. Mai nou, deci pe subiecte de în ce privește combaterea COVID-ului. Deci în Republica Moldova, din 2016, de deconspirarea profilurilor false se ocupă o echipă prin aplicația Trolls. Ei identifică așa numiți postaci, angajați politici și plătiți să distribui falsul în mediul online.
De la crearea acestei aplicații au fost depistate câteva mii de profiluri dubioase, iar rețeaua de socializare Facebook a oferit o listă de peste 700 de conturi suspecte, care, în urma investigațiilor, a eliminat aceste conturi în baza propriilor criterii. Cea mai importantă precizare făcută de Facebook era că unele profiluri erau legate de angajați ai guvernului, deci de la Chișinău. Scopul fenomenului clonării profilor personale ale unor politicieni, activiști civici și jurnaliști este ca, din numele acestor persoane, ale căror profiluri au fost clonate, să se comenteze pe paginile unor emisiuni TV, dar și la profilurile altor activiști, jurnaliști și politicieni. Experți în domeniu afirmă că această acțiune se face cu scopul de a manipula opinia publică, a dezinforma și a denigra anumite deci persoane. Noi am avut, când la anumite emisiuni, deci pe anumite profiluri false, se începeau a comenta. Deci, de exemplu, Carp comenta, care nu avea nicio treabă, comenta la această emisiune și lumea percepea că de numele meu propriu se face comentariu deci, asupra unui eveniment. Remarcă. Acțiunea sau inacțiunea uzurpării de identitate se poate manifesta și prin folosirea unor indice, însemne sau procedee care emit sau simulează comportamentul sau activitatea unei alte persoane fizice sau juridice, fără acordul titularului, care are drept scop de a produce consecințe materiale sau nemateriale. Și să dau un exemplu. Exemplu recent de folosirea unui procedeu de simulare a comportamentului unei persoane oficiale este materialul video, fake, simulat, din care se deduce o pretinsă transmitere de către președintele partidului politic Șor, Ilan Șor, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a unui plic, având drept scop discreditarea imaginii oficialului de rang înalt, înainte și în cadrul scrutinului electoral. Acțiune care în final nu a dus la inițierea vreunei cauze penale, din care organele de drept din cauza că normele penale astăzi nu incriminează asemenea acțiuni. Deci toată lumea, țineți minte, a fost și o emisiune la data de 5 august, în care deci, a fost făcut hologramă care se transmitea aceste date deci video. Și, deci, propriu zis, o captură acelui video. Furtul de identitate a luat amplare pe rețele de socializare prin clonarea profilurilor personale sau paginilor web deci a unor politicieni. Deci, exemplu este clonarea în februarie anului curent a profilului deputatului platforma Dacherin Moțpan, care a devenit ținta unor excroci atunci când identitatea lui a fost folosită pentru crearea unui profil fals și cerea bani de la oameni. Un alt exemplu de furt de identitate sunt așa numitele deci fake news-uri care au impact politic și constau în răspândirea știrilor false îndreptate împotriva unor personalități și persoane publice. În acest context, la sfârșitul anului 2016, înainte de campanie pentru alegerile prezidențiale, pe un site fals înregistrat în Panama, guralumii.net, s-a afirmat că Maia Sandu, candidatul pro-occidental, ar fi declarat cancelarul german Angela Merkel că Moldova va găzdui 30.000 de refugiați sirieni și care au fost intens răspândită de presa din Republica Moldova, inclusiv media audiovizuală. Ulterior, după cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, deci când Igor Dodon a devenit președinte, site-ul respectiv a devenit inaccesibil. Asemenea situații sunt și cu deci, alți politicieni în care există zeci de profiluri clonate. Și dacă consolăm de exemplu, Maia Sandu, vreo 70 ceva, da, noi am depistat de profiluri false, Igor Dodon, vreo 40 ceva de profiluri false. Deci, și cum apar deci, alți politicieni în top, deci apar totdeauna câteva zeci de profiluri deci, false, care când cineva dorește să acceseze pagina, apar de 10 și nu știi care este pagina deci, oficială propriu-zisă, pentru a putea fi urmărită. Site-urile false au devenit o modalitate obișnuită de a răspândi fake news-urile în Republica Moldova și site-urile arată întocmai ca cele pe care le copiază. Noi am avut, dacă vă aduceți aminte, cu jurnal.md, da, în care a fost clonată deci, această deci, pagină, stop fals când a fost clonată acea pagină, dar și alte, deci, pagini unor portaluri de știri
deci, care sunt cu impact în societate. A fost o perioadă de clonare acestora, prin perioada 2018-2019. Da? Și am avut aici un caz când o versiune falsificată a site-ului jurnal, așa cum am spus, în perioada alegerilor locale din mai 2018 la Chișinău. Acest site l-a sunat pe Constantin Codreanu, candidat la primărie din partea Partidului Unității Naționale PUN, apropiat partidului afiliat la putere și a publicat atacuri la adresa opozanților acestuia. Când s-a verificat proprietarul site-ului, s-a descoperit că site-ul a fost inițial înregistrat în România, dar ulterior serverul a fost mutat în Statele Unite, apoi în Danemarca. Analiza știrilor false prezentate de SIS. Noi am, deci acele rapoarte care au fost făcute, deci, publice, și deci o să prezentăm această analiză. O altă modalitate de răspândire, deci a știrilor false în ultima perioadă, este și fenomenul fake news și manipulării în spațiul mediatic al Republicii Moldova în contextul răspândirii COVID-ului. Potrivit informațiilor prezentate de către Serviciul de Informații și Securitate, în perioada 2010-2021, serviciul a dispus prin ordinul directorului SIS sistarea accesul la 63 de resurse care distribuiau știri false cu privire la evoluția COVID-ului și la măsurile de protecție și prevenire. Scopul distribuirii știrilor false. În urma analizei articolelor false publicate în spațiul online de Republica Moldova în perioada stării de urgență, SIS-ul a constatat că scopurile de difuzare ale acestora variază în dependență de actorii implicați. Una, obținerea surselor bănești din numărul de accesări a articolelor senzaționale în urma conexării resurselor cu publicitatea Google, și este vorba despre site-uri de tip clickbait, deci cunoscute prin faptul că pot fi accesate doar prin distribuirea conținutului pe Facebook. În schimb, administratorii site-ului sunt remunerați financiar de publicitatea conexată site-ului. Manipularea cu opinia publică și instigarea la ură. Deci actorii implicați în coordonarea diseminării unei asemenea falsuri urmăresc scopul de a discredita un anumit actor sau curent deci politic, dar totodată și deci procesul de intervenție a statului privind combaterea COVID-ului. 3. Compromiterea guvernării și instituțiile statului în vederea creierii percepției din capacitatea de gestionare a crizei epidemiologice. Și aceste acțiuni au fost specifice nu pe perioada ultimelor 2 ani de zile, de când deci a apărut pandemia, indiferent de guvernul deci care a fost, aceste deci site-uri încercau să distribuie știri deci false referitor la procesul de vaccinare sau procesul de protecție împotriva COVID-ului. Una dintre tacticile utilizate în răspândirea știrilor în vederea manipulării opinii publice este și distribuirea unor știri din trecut. Deci această tactică este bazată pe următoarele mize. 1. Știrile nu pot fi catalogate ca fake, din motiv că descriu real o anumită situație sau fenomen, dar care a avut loc în trecut. Și 2. Moderatorii mizează că consumatorii, adică cititorii, acestor știri nu vor atrage atenția la data publicării și le vor aborda drept actuale. Noi avem și portaluri de știri care... Deci știrea cu 2, cu 3 ani în urmă, deci ea este redistribuită și considerată ca o știre de actualitate. Tacticile de acțiune. Analiza tacticilor de acțiune ale actorilor implicați în distribuirea știrilor false denotă următoarele. Distribuirea știrilor false are loc de pe conturile false, camuflate prin intermediul rețelelor de socializare, în special Facebook, dar și altele. Amplificarea distribuirii știrilor false are loc în perioada evenimentelor cu impact asupra situației sociopolitice, pandemie, campanii, scrutinii electorale, conflicte internaționale, etc. Distribuirea știrilor false în limba română are loc prioritar prin intermediul rețelelor de socializare Facebook și a blogurilor anonime, iar dezinformările în limba rusă sunt distribuite în mare parte prin intermediul canalelor Telegram. Canalele Telegram anonime reprezintă una dintre vulnerabilitățile pe care nu există pârghii de sancționare pentru materialele plasate, iar unele date false pe aceste canale pot fi preluate inclusiv de către mass media, catalogate drept știri și injectări în spațiul informațional, presă, rețele de socializare. Noi, deci am văzut când pe anumite canale de Telegram, înainte de a apărea, da, o scurgere sau o anumită informație, deci se plasează pe aceste canale, după care 2-3 ore sunt preluate și tirajate, fără a fi verificate de foarte multe ori această informație. Și mai departe, în baza lor, se fac aceste
aceste știri. Și doar se face trimitere că pe canalul Telegram, eu știu, acolo, înflorirea stejarului, deși are loc, s-au avut loc cu asemenea informații. Și mai departe este distribuită ca știre. Totodată, blocarea canalului public anonime pe Telegram nu este posibilă de realizat fără acordul administrației resurse. Potrivit politicilor Telegram, pe canale publice este interzis plasarea contentului ilegal, precum erotica, muzica și fișierile piratate, etc. Totodată, canalurile legate cu ISIS și propaganda terorismului sunt supuse blocării. Astfel, alte tipuri de date nu reprezintă pentru administrația Telegramului temei de blocare de cea canalelor. Tehnici de diseminare. Cu referire la subiectul fake news, menționăm că în dependență de tematicile abordate publicului țintă, de tipul de sursă prin intermediul căreia sunt diseminate știrile, sunt utilizate tehnici precum prezentarea selectivă de cea datelor, deci chiar dacă este o știre, nu se prezintă toată știrea deci în sine, dar se selectează doar anumite date, astfel se denaturează deci, informația deci, propriu-zisă. Folosirea unei singure surse de informare, citare, surse neoficiale, deci astfel, de foarte multe ori, deci se ia, chiar dacă apare pe un acest site, pe un site anonim, mai spunem, apare o știre, este preluat de către un anumit holding, deci mai departe, fără a mai fi întrebată persoana vizată în această sursă, ea este distribuită ca, deci ca informație și ca știre. Exagerarea, comentarea, citarea selectivă deci a datelor, prezentarea unilaterală deci a faptelor, interpretarea, comentarea deci faptelor și impunerea opiniilor anumitor experți, manipularea emoțională deci a publicului prin folosirea de imagini și intitularea subiectelor, interpretarea conținutului și titlului articolului în dependență de limba în care sunt prezentate, noi știm foarte multe ori, deci știrea propriu-zisă este despre una, iar în titlu deja este pus deci propriu-zis și concluzia. Da? Și când omul citește, nu mai citește propriu-zis articolul, dar citește doar titlul și se face acea deci, concluzie. Aceste instrumente permit ca informațiile să fie comunicate publicului distorsionat, incomplet și cu un alt deci, înțeles. Da, și deci alte forme. Deci, apelarea din locurile de detenție în scopul obținerii prin înșelăciunea beneficiilor materiale. Deci până acum, dacă am prezentat cum este manipulată opinia publică în ceea ce privește știrile sau formarea unor știri deci false, acum vreau mai departe să mă refer și asupra altor riscuri care există prin furtul de identitate. Deci noi în spațiul public am văzut acea situație când în partea unor bănci și în special de la Moldincom Bank erau sunate anumite persoane, se dea datele sau îi se scria, de exemplu, din numele unei persoane cunoscute, deci având acces la, cum am spus anterior, se clona deci, profilul de Facebook și se scria din numele acestei persoane că uite, dăm datele de la cardul bancar și mai departe, deci avea loc sustragerea banilor. Noi am avut iarăși această situație, dacă anterior am spus că pe unele profiluri erau chiar în incinta guvernului, deci aici am văzut, dacă vă aduceți aminte despre situația când în penitenciare, chiar cu cum zice, implicarea conducerii penitenciarilor se realizau acele sustrageri de pe conturile bancare. Și de aceea noi am considerat că să prezentăm și această parte, deci a riscurilor care există. Așa, deci apelarea din locuri de detenție în scopul obținerii prin înșelăciune a beneficiilor materiale. Deci în ultimii ani a luat amplare deci practica obținerii prin înșelăciune a mijloacelor bănești cu utilizarea unor elemente de inginerie socială. Așadar, se evaluează imaginea și informațiile expuse de către anumite persoane pe rețelele sociale și se filtrează persoanele cu potențial economic. Inclusiv, se colectează informații despre rude, prieteni sau colegi de serviciu. Ulterior, victima este contactată din locurile de detenție de către anumite persoane care se prezintă ca fiind reprezentanți ai organelor de forță care au examinat un accident rutier care s-a produs din vina șoferului care este o rudă apropiată a victimei. Așadar, victimii se solicită transferul urgent de un anumit cuantum bănesc pentru a absolvi de pedeapsă pe făptaș prin nimicirea probelor sau rezolvarea prin alte metode a cazului, drept dovadă prezentându-se anumite informații colectate de pe rețele de socializare, cum ar fi marca și numărul automobilului, anumite persoane din cercul de prieteni care se află în automobil și alte aspecte deci, personale. Practici de spălare a banilor și eschivare de la plata impozitelor.
pentru a se eschiva de la plata impozitelor, inclusiv de a spala bani, unele companii încheie contracte fictive cu persoane fizice de la care pretind că au procurat, spre exemplu, miez de nucă, ultimele pomenindu-se cu scrisori de la serviciul fiscal pentru achitarea unor impozite sau situații în care se deschid conturi de plată pe numele unor persoane fizice ale căror date cu caracter personal sunt obținute fraudulos din evidența unor alte agenții economice. Deci portofolii, adică electronice, precum PayPal, WebMoney, Yandex, etc. Astfel, pentru a nu cădea sau fi destul de dificil încadrarea tranzacțiilor suspecte sub incidența legii, privind combaterea spălării banii și finanțării terorismului, sunt înregistrate mai multe conturi de plată prin intermediul căruia se efectuează transferul în sume mici. Adică se trezesc unele persoane, dar sunt anunțate că cu ei s-au încheiat deci, contracte pentru vânzarea unor produse și sunt obligați să plătească impozite. Deci o altă problemă, așa cum am spus, este clonarea cardurilor bancare, așa, prin intermediul căreia are loc sustragerea, deci, cum am menționat, și chiar punând implicarea unor persoane din administrarea penitenciarilor. Fraudarea semnării persoane. La moment, nicio lege nu obligă deținătorul buletinului de identitate să semneze conform specimentului consemnat în actul de identitate. De exemplu, vine o scrisoare recomandată pentru a se prezenta în judecată. Deci eu când semnez că îmi permit acea scrisoare, eu pot să semnez altfel după cum este prevăzut în buletin. Atunci persoana semnează altfel și apoi declară că nu este semnătura lui, deoarece nu s-a semnat exact precum este în specimentul de buletin și astfel deci el poate să scape de răspundere în instanță. Obținerea unor beneficii neconvenite. Deci, sunt o sumedenie de situații în care cetățenii străini sau cetățeni neasigurați pentru efectuarea unor intervenții medicale costisitoare indică identitatea unor alte persoane deci asigurate. Mai mult ca atât, în unele cazuri, este pus pe larg așa numitul turism medical, deci activitatea care constă în realizarea unor investigații medicale și de tratament în baza unor polițe de asigurare ce vizează alte persoane. Se creează deci un cont deci fals, se creează deci o poveste, este tirajată pe rețelele de socializare, lumea reacționează și încep să transfere deci acești bani pe conturi cu scopul de a fi persoana indicată să meargă la tratament, când de fapt este un profil deci fals. Obținerea privilegiilor de călătorie în spațiul UE fără vize. Deci, odată cu obținerea accesului fără vize în spațiul UE, deci a fost instituită o nouă afacere de fabricare și comercializare a pașapoartelor prin uzurpare de identitate sau atribuirea unei identități valabile către o altă persoană prin simplă înlocuire a fotografiei în pașaport sau prin atribuirea unei identități false, generate unor subiecte de drept, deci inexistență. Așa? Introducerea frauduloasă în circuitul rutier a unor autovehicule străine. Deci o altă situație destul de răspândită ar fi cea de fabricare ilegală a plăcuților de matriculare și actor conexe ce vizează un alt automobil de aceeași marcă, cu aceeași capacitate, practic folosindu-se în înregistrarea mașinilor care sunt furate de peste hotare. Concluzii. Principala propunere evidențiază următoarele aspecte. Împiedicarea și excluderea unor practici abuzive de colectare, ridicare și utilizarea documentelor și a copiilor de pe acestea, cum ar fi în cazul ridicării actului de identitate sau o legitimație de serviciu sau unui alt document în calitate de garanție pentru a se oferi accesul într-o locație, pentru a se lua un bun închirie sau pentru a-i se oferi spre cunoaștere anumite materiale și informații oficiale. Modificarea și completarea prevederilor codului contravențional, care va permite contracararea utilizării frauduloase a actor de identitate sau altor documente care certifică un drept sau o calitate. Incriminarea în codul penal, deci a fapte ce atentează la uzurparea de identitate, acțiuni, inacțiuni care se manifestă prin însușirea unei alte identități reale, ale unei alte persoane fizice sau juridice cu scopul de a duce în eroare, de a obține anumite beneficii materiale sau morale, fără acordul persoanei vizate. Incriminarea în codul penal al falsului de identitate, acțiuni care se manifestă prin generarea și utilizarea unor identități false, care în realitate deci nu există. Deci asta am avut a spune. Deci noi suntem martori deci pe fiecare pe domeniul lor.
fiindcă aici sunt reprezentanța ONG-urilor din diferite deci, domenii, cu caracter personal, cu falsul, deci cu portaluri de știri false și așa mai departe. Este o temă deci amplă. Politic, noi suntem martori și acelor ferme de troli care apar în jurul unor partide deci politici care, deci propriu zis, manipulează deci opinia publică. Am relatat că nu există, așa cum răspunsurile am primit și de la Procuratura Generală, nici în condul contravențional, nici penal, pentru a putea interveni în ceea ce privește uzurparea de identitate și falsul deci în act. Deci, asta am avut a spune și zic să începem dezbaterile pe această temă și spre sfârșit acestor dezbateri să ajungem la o concluzie, dacă putem crea un grup de lucru așa, și să încercăm să facem modificările deci legislației și totodată să putem pune și acest tip de fraudă spre răspundere penală, contravențională. Mulțumesc, cine sparge gheața, ca să... Da, ne prezentăm fiecare ca să știm, da, cine este. Mulțumesc. Doamna Racu, da? Bună dimineața, numele meu este Ana Racu, sunt deputat în Parlament, vicepreședintele Comisiei pentru Securitate Națională. Pentru a motiva vorbitorii, în mod special colegii din societatea civilă, să fie mai îndrăzneți, dar eu știu că sunteți îndrăzneți, vreau să vă rog să puneți în valoare și practicile bune care deja unii dintre dumneavoastră le-au realizat în domeniu. În mod special mă refer la ceea ce ați reușit să faceți nu doar la nivel de identificare, să zicem, a știrilor false, recomandărilor, training-urilor, dar ceea ce ați realizat și pe educația media, pentru că, dincolo de propunerile care sunt foarte necesare, care vin să contracareze, să combată, trebuie să avem și o abordare de prevenire a unor fenomene care ar trebui să înceapă poate chiar din ciclul școlar, pentru că chiar vecinii noștri ucraineni au reușit să introducă, nu știu dacă e cu titlul obligatoriu sau opțional, dar au un curs, un curriculum de educație media, din câte am văzut pe internet. Sunt foarte multe lucruri de vorbit aici, chiar și la nivel regional și internațional se discută și despre coduri de conduită și reguli. Există multe țări în care au fost adoptate contextual pe anumite segmente legi care sunt, în mod special, care au vizat, să zicem, terorismul, pornografia infantilă, alte aspecte care țin de hate speech, discursul de ură, da? Dar la nivel, cum să zic, nici la nivel european, nici la nivel internațional încă nu putem să vorbim de o convenție sau de un act care să cuprindă toate elementele. Se vorbește acum tot mai mult și este pe picior de pornire elaborarea unei convenții la nivel de Consiliul Europei care să încadreze aspectele, dar vă dați seama, multitudinea de subiecte e atât de complexă încât cred că va mai dura ceva timp până vom putea vorbi de o convenție în sensul ăsta. Deci soluția ar fi ca la nivel național să intervenim cu anumite instrumente pentru a preveni și a contracara această dezordine informațională. Pardon că folosesc acest termen, dar de fapt suntem la cheremul și în mod special în pandemie acest lucru a fost simțit. Și mersi frumos pentru că ați dat curs invitației noastre. Mulțumesc, doamna Racu. Acum să vedem, deci, de la centru cu date caracter personal, deci ar fi foarte bine să expună, fiindcă pentru noi este important și să nu se fie atentată asupra datelor caracter personal al persoanelor. Și deci poziția instituției asupra acestor subiecte și cum noi în linii generale putem să intervenim pentru a putea contracara asemenea deci acțiuni. Bună ziua. Mulțumesc, domnule președinte, îmi spune Răducan Eduard, sunt directorul Autorității pentru Protecția Datelor Caracter Personal. Vreau să spun că subiectul de astăzi a fost pe agenda autorității în perioada anilor 2016-2017. Doar că atunci noi numeam acest proces, nu uzurpare, dar numeam furt de identitate. Deci, centrul a ajuns la concluzia necesității introducerii în legislația națională a fenomenului furtul de identității, ținând cont de
dosarele pe care le-a avut de-a lungul anilor și le-a examinat în cadrul autorității. Ce ține de problemă, vreau să vă spun că și la momentul de față centrul se ciocnește cu diferite situații de acest fur de identitate sau, cum o numiți dumneavoastră acum, uzurpare. Frecvent centrul este sizat cu această problemă. Mai puțin avem dosare ce țin de clonarea a unor site-uri, deoarece nu este competența Autorității Protecția Datelor în mare parte, deși și acest subiect oricum este sesizat autoritatea și centrul comunică celor care au sesizat că domeniul protecției datelor se răsfrânge doar asupra persoanelor fizice și nici de cum, dacă vorbim de alte, zicem, persoane. Vreau să vă spun că noi considerăm că acest subiect trebuie discutat pe larg, găsit o soluție. Cu părere de rău, nici alte țări, spre exemplu cele europene, nu au găsit soluții 100% pentru a combate acest fenomen. Cel puțin noi considerăm că trebuie înzestrate autoritățile statului cu competențe reale pentru a contracara acest fenomen. Spre exemplu, cred că serviciul de informație ar putea face anumite claritate în acest subiect, care ar fi posibilitățile serviciului, doar că, din nou, fiecare autoritate să aibă competența sa. Vreau să vă spun că centrul, în momentul de față, utilizează mecanismele și posibilitățile pe care le, dacă vorbim de Facebook, pe care ne le dă Facebook-ul, vorbim de politica de securitate aici, și în cazul în care există situații de fur de identitate sau clonare a anumitor, zicem, persoane, vorbim de conturi de Facebook. Deci, în cazul dat, autoritatea recomandă și ajută cetățenii să utilizeze instrumentele pe care le recomandă Facebook. Și acest blocaj acestui profil durează de la câteva ore până la câteva zile, în dependență de situație. Respectiv, instrumentul acesta utilizat de Facebook sau pus la dispoziție de către Facebook este unul foarte bun și eficient în cazul dat. Vreau să vă spun că noi am avut situații care și conducători de autorități, și deputați, și diferite persoane chiar care nu au nicio activitate publică, au fost victimele acestor, zicem, acțiuni. Noi salutăm și considerăm că în cazul în care se va găsi anumite soluții și vor fi benefici pentru societate, noi salutăm acest fapt. Mulțumesc! Ceea ce doream în general să discutăm este despre situația în când, deci, poți găsi făptașul, deci, clar că este mai complicat, dar poți găsi făptașul. De exemplu, în urma unor percheziții se găsește fie calculatorul, telefonul, în care este practic, îi poți incrimina direct persoane care este implicată în această uzurpare de identitate, hai să spunem, fur de identitate, nu mai contează. Și uite aici, legea, din păcate, nu poate atrage la răspundere. Da, este mai complicat de a găsi cine este, dacă ușor o să ajungem să discutăm și cu alte asociații sau de a depista cine este, deci propriu sau stă în spatele acestui profil, dar am spus, până la urmă s-a depistat că în spatele unor profil stătea o funcționare, nu stătea altcineva. Deci asta este, s-a depistat cine este proprietarul acelui utilaj tehnic. Da, dar, din păcate, legea nici sub o formă nu-i poate atrage la răspundere. Domnul Macovei, vă rog. Bună ziua, mă numesc Pietru Macovei de la Asociația Presei Independente. Mai mult decât atât, eu cunosc din surse sigure că unele din precedentele guvernele Republicii Moldova chiar angajau oameni special pentru hype în internet, pentru a promova guvernul și a discredita oponenții. Doamna Racu a spus aici despre dezordinea informațională și a cerut cumva scuze. Este un termen deja încetățenit în raportul Consiliului Europei încă din 2017, în care se discută despre trei tipuri de informații false în funcție există sau nu intenție. Și aici e foarte important și eu cred că un eventual proiect de lege ar trebui să ne contă în primul rând de intenția de a distribui asemenea informații. Profilurile false sunt o problemă enormă, dar ele nu sunt neapărat create cu intenția de a dăuna sau intenția nu e atât de explicită, pentru că sunt unii tineri care își fac profiluri false ca să afle dacă îl iubește fata din clasă sau nu. Deci sunt diferite situații, de aceea este foarte important, problema este super complexă
Ce ați spus dumneavoastră, eu cred că este loc pentru 3-4 proiecte de legi diferite, pentru că este vorba de, în primul rând, trebuie să legiuitorul trebuie să înțeleagă foarte bine că este hiperimportant, așa cum ați spus și dumneavoastră, să nu loviți în libertatea de exprimare și posibilitatea de a critica chiar și cu identitatea anonimă. Dreptul oricărui jurnalist de a avea un pseudonim este absolut clar și nu poate fi renegat prin nicio lege. Totodată, unele instituții media, deliberat, pentru a distribui tot felul de dezinformări, își creează profiluri false. Și ultimul caz de felul ăsta este cu Sputnik. Noi la Stop Fals am investigat și am găsit cum s-au creat profiluri false a unor persoane, chipurile comentatori de la Sputnik, care transmiteau informații propagandistice, iar ca profilul lor erau luate fotografiile altor câtorva persoane. O vedetă din show business, alt și-au făcut, din câteva profiluri, au făcut un profil comun pentru a distribui informații distorsionate. Deci asta e important de a delimita foarte clar intenția, dacă există ea sau nu, și în funcție de intenție să fie aplicate sancțiuni. Eu sunt absolut convins că trebuie să existe prevederi legale privind furtul de identitate și instituțiile statului ar trebui să reacționeze. Noi avem, vă reamintesc, la Inspectoratul General de Poliție, o direcție care chipurile ar trebui să se ocupe de așa ceva. Toate demersurile noastre adresate acestei instituții cu întrebarea, ce ați întreprins pe un caz concret, când prin furt de identitate s-au făcut, ei răspundeau că nu pot să facă nimic pentru că nu au posibilități tehnice. În unele cazuri, într-adevăr, pentru că depinde și browserul de pe care sunt accesate anumite site-uri, ceea ce a făcut Serviciul de Informații și Securitate în anul 2020-2021 e un fel de joacă de copii, pentru că, de fapt, ceea ce a făcut, au preluat de pe site-ul Stop Fals o listă de site-uri de știri false, le-au mai actualizat pe aici colo, când, în realitate, multe din aceste site-uri au continuat, ele puteau să fie accesate în continuare. Deci este nevoie și de consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor să facă așa ceva. O să mai intervin dacă o să fie nevoie, dar vă rog, domnul președinte, dacă ați putea să afișați pe ecran propunerile pe care le aveți, că o să ne fie mai ușor să comentăm. Deci, de asta și spuneam, domnul Macovei, deci, pentru noi este foarte important că aceste modificări, deci nu toată lumea înțelege că trebuie de făcut aceste modificări. Pe de altă parte, așa cum am menționat chiar la începutul dezbaterilor, este că noi trebuie să găsim această limită între deci folosirea rău intenționată, deci acestor profiluri false, da? Adică și totodată, dar în cel mai des eu încerc să mă refer la conturi, la portaluri de știri clonate. Deci asta este cea mai mare deci, problemă. Noi am divizat în câteva probleme, da, cu furtul de identitate. Prima este pe mass media, doilea, deci am văzut și cum pot fi falsificate deci, anumite profiluri în care persoane sunt atras în escrocherii și am văzut cu cardurile bancare și alte lucruri. Apoi am văzut și cu semnătura, în cazul când om nu se semnează exact cum este în buletin și atunci poate să manipuleze cum este semnătura lui și nu el a semnat preluarea acelei scrisuri recomandate pentru a-ți prezenta, de exemplu, în judecată și astfel se tergiversează zeci de ani. Problema este destul de complexă și aveți dreptate, aici sunt mai multe legi care trebuie deci modificate. De asta și am făcut invitație să vină toată lumea, pentru că noi nu ne dorim ca prin proiectul ăsta de lege pe care ne propunem să-l elaborăm, el încă nu este. Este doar problema, noi nu am început să lucrăm la el, pentru că obiectivul meu a fost mai întâi să-l discutăm public. Apoi, după ce o să discutăm public, fiecare ați registrat acolo e-mailul dumneavoastră, deci noi o să facem anumite propuneri, dumneavoastră o să vă expuneți și o să mai avem câteva dezbateri încă publice, exact deja pe propunerile care le-ați făcut dumneavoastră. Încă, sincer vorbind, decât să facem un proiect de lege care să complice activitatea deci unor jurnaliști sau unor persoane care, mai ales jurnaliști de investigație, să faci mai mult rău, mai bine nu faci deloc. Asta e, deci, ideea. Dar noi ne dorim să facem anumite lucruri, să oprim această debandadă, ferme de troli pe care noi le avem, da? Care se ocupă
exact și nu poate nimeni să ascundă. Deci există anumite persoane, oligari, care își permit să achite deci o firmă de asta de troli de 10, 15, 20 de persoane, postaci. Și deci ei încearcă să orienteze sau să manipuleze opinia publică spre o anumită direcție. Sau clonări a unor pagini, a unor persoane publice. V-am spus, peste 70 de pagini numai noi cât am stat, deci cu Maia Sandu și peste 40 ceva era cu Igor Dodon. Adică alte persoane, 10, 15, am găsit 6, dar se face intenționat clonarea acestor deci, pagini pentru cei care doresc să urmărească, de exemplu, cu real, deci pagina unui politician, el este pus în dilema ce face, pe care din ele este cu adevărat de cea persoane date, cea oficială. Și apoi, deja ceea ce am spus, cu dumneavoastră, cu Stop Fals, practic, un portal care încearcă în fiecare săptămână să prezinte acele știri false care sunt plămădite de aceste profiluri false sau de portaluri de știri false, care nimeni nu știe cine este proprietarul acestor portaluri. De foarte multe ori noi nu știm cine stă în spatele lor, cine reglementează deci activitatea lor. Noi suntem într-o situație în care trebuie să găsim soluții. Dar soluțiile nu trebuie să fie în detrimentul liberei exprimări. Asta e logica. Eu îmi cer scuze ca să nu abuzez, doar am vrut să un lucru am omis. Convingerea mea este că eventualele restricții sau măsuri legislative trebuie să meargă mână-mână cu ceea ce a spus doamna Racu, educația digitală a oamenilor. Pentru că fiecare dintre noi, cu siguranță, am primit câte un mesaj disperat de la cineva care se afla într-o țară nu știu care și cerea să-i transferăm niște bani urgent ca să poată ieși de acolo. Aneta Gonța, aici alături, cred că vreo 3 mesaje de felul ăsta mi-a trimis. Eu glumesc, desigur, dar în general există fenomenul ăsta și oamenii trebuie să fie educați. Nu, eu, de exemplu, nu consider că este nevoie de un curs obligatoriu de educație mediatică. Elementii de educația, gândirii critici trebuie să existe la toate obiectele și oamenii trebuie să fie educați să-și pună întrebări. Da. Bună ziua, mă numesc Sergiu Bozeanu, președintele Asociației pentru Protecția Vieții Private. Deci problema furtului de identitate și a uzurpării de identitate urma să fie la agenda ordinii de zi încă mulți ani în urmă, pentru că fenomenul dat nu este de azi și de ieri, el are o continuitate așa destul de extinsă. Și vreau să vă zic că în discuții, atât de exemplu cu aceiași parteneri din România, Italia, Franța, deci urmarea examinării cadrului legal din Republica Moldova, ei ajungeau la concluzia că în Republica Moldova sunt create premize favorabile pentru a, să-i spunem așa, de a beneficia din plin de aceste falsuri, de aceleași prestări servicii, furturi de carduri, excrocherii și tot genul de activități care duc la încălcării vieții private. Cu toții trebuie să recunoaștem că la moment Republica Moldova nu incriminează în mod adecvat încălcările care atentează la viața privată. Deci codul penal, dacă o să întrebăm Procuratura Generală câte cauze au fost pornite pe articolul 67 din codul penal, care se referă la inviolabilitatea vieții personale, probabil că o să constatăm vreo 3, 4, 5 care sunt oficial, putem să le găsim pe pagina web, deci a instanțelor judecate și celelalte, nu știu, probabil că sunt în curs de desfășurare. Deci noi avem o normă caducă, să-i spunem așa, la articolul 77. Nu o spun în zadar pentru că mi-am format teza de doctor, deci anume pe acest articol, el este aproape că inaplicabil. În plus la toate, noi mai avem încă un fenomen, să-i spunem, care este derivat a vieții private, este utilizarea identității false sau uzurparea identității. Care ar fi diferența? Falsul de identitate atunci când îți inventezi o identitate care nu există în realitate și mergi după ea, deci pentru a produce fapte sau careva consecințe materiale sau morale. Iar uzurparea de identitate este atunci când deci, există o persoană vie și ea și utilizează informațiile despre ea pentru a comite anumite fapte cuantificabile. Și aici nu ar trebui să ne limităm doar la persoanele fizice, probabil că, deși viața privată se referă doar la persoanele fizice, dar cunoaștem o sumedenie de cazuri, eu vă spun ca persoană juridică, am primit o sumedenie de mesaje din numele Mobias Banca, Moldincom Bank, oricare alte organizații financiare prin care mi se dădeau careva note de plată, conturi de plată. Și când mă uitam mai atent la mesaj, era diferența de un punct, o virgulă, o literă sau, deci, vizual când te uitai la mesaj, el era instituția credibilă, cu toate insemnele care există. Dar în spate stătea un mesaj malițios sau
un transfer undeva într-o țară terță. Mai mult ca atât, vreau să remarc că astăzi în Republica Moldova nu există nicio lege care să stabilească ce înseamnă identitate. În genere, cum noi stabilim identitatea persoanei fizice? Vizual trebuie să o vedem, să o verificăm cu cea din buletin, să-l punem să semneze sau careva alte fapte să realizeze. Și asta este arhi-important în contextul digitalizării. Pentru că noi, la moment, ne-am propus, cel puțin guvernul și-a propus, cu pași rapizi, să automatizeze și să digitalizeze o sumedenie de procese în Republica Moldova. Dar, pe de altă parte, trebuie să ținem cont și de identificatorii sau ce înseamnă identitatea persoanei și cine generează aceste raporturi. Aici nu sunt colegii de la Serviciul Spălării Banilor, dar și acest aspect ar trebui de cuprins atâta momentele date, pentru că noi acum mergem deja pe identificarea la distanță. Realizarea unor tranzacții prin intermediul deci, telefonului, internetului sau oricărui altor identificatori. Deci, practic, pe noi tehnologia ne-a depășit din punct de vedere legal. Noi, la moment, nu avem niciun instrument juridic clar care se poate incrimina adecvat, deci încălcările ce țin de viața privată, furt de identitate sau uzurpare de identitate. Și mai mult ca atât, fapte publice cu privire la falsul de identitate au existat încă în anii 2015-2017. Practic, există cazuri publice pe care le putem accesa cu nume, prenume fals, deci inventat sau care nu mai este relevant. Și de fiecare dată, deci aspectul ăsta transfrontalier pentru că persoanele mai circulă și prin alte țări, deci nu poate fi incriminat atât timp cât în țară de origine există incriminată răspunderea penală pentru falsul de identitate. Și iată cazul pe care dumneavoastră le-ați prezentat aici, ele sunt în cercuri mai restrânse, probabil și a organelor de drept, sunt cunoscute cât de ușor poți falsifici și pentru asta să nu ai nimic. Totodată vreau să remarc faptul că trebuie să fim foarte atenți la delimitarea între libertatea de exprimare și acele fapte săvârșite cu intenții, pentru că într-o finalitate, de exemplu astăzi, același Facebook sau alte rețele de socializare, câteodată persoana nu cunoaște că este o știre falsă sau este o identitate falsă, dar fac share, și noi într-un moment putem să avem 100.000 de cetățeni care au făcut share la un mesaj pe care habar nu aveau că ce stă în spate. Deci ei cumva au mers după această credibilitate. Și aici... capcanele date probabil ar trebui să fie reglementate din punct de vedere a platformelor de socializare, pentru că nu cred că Moldova ar avea niște instrumente foarte, să spunem, aplicabile în raport cu Facebook sau Adnaclasnic sau alte rețele populare, ca să îi obligăm pe ei ca să întreprindă doar pentru noi careva activități. Dar, pe de altă parte, trebuie să înțelegem că când stă în spate o persoană și generează 100.000 de știri false sau 10.000 sau 1.000, asta e clară intenția lui de a genera permanent știri false. Și alta e când o persoană din întâmplare i s-a părut că știrea este adevărat și a făcut share și a transmis mai departe. În realitate, la moment, există instrumente juridice pentru a identifica cine stă în spatele acelui profil fals. Facebook, probabil nu o să vă mir cu multe lucruri, dar Facebook dispune de așa instrumente intruzive și precize, în care poate să ne arate din ce bloc, în ce locuință, cu cine a stat în birou, de la ce număr de telefon, de la ce adresă de e-mail. Toate aceste instrumente sunt, doar că procedura este destul de nevoioasă din punct de vedere a comisiilor rogatorii, interpelării în ordine penală și așa mai departe. Că astăzi, din punct de vedere a codului a legii cu privire la comunicațiile electronice, nu se permite oferirea informațiilor despre beneficiarul final sau identitatea digitală, așa numită. Deci, numai decât trebuie să ai urmărire penală, pornite și interpelări oficiale. Deci, cumva, iată aici, probabil că există loc de îmbunătățire pentru a elimina aceste fenomene. Pentru că acum, de ce ele se întâmplă? Pentru că este foarte facil să-ți faci un fur de identitate. Eu chiar 3 săptămâni în urmă, vreau să vă spun chiar o pildă concretă, am făcut o postare, ca și orice alt cetățean, bazându-mă pe libertatea de exprimare. Și la un moment dat o persoană a început a comenta la știrea pe care am, la careva reționamente. Am văzut că persoana lucrează la ProImobil, deci nu este cazul anume acestei companii, dar el în profilul său a spus că lucrează la ProImobil, a avut câteva fotografii cu careva bunuri, deci aparența era de persoană vie, reală, care generează careva activități pe internet, pentru că e destul de ușor așa să le verifici care sunt falsă și care nu. Ulterior m-am uitat, fotografia era prea, să spunem, curată, frumoasă, era o domniță, deci în acea poză, care avea și un nume și un prenume, dar mi s-a părut straniu că vorbește într-un limbaj total denaturat, care aparent nu poate genereze așa mesaje. La câteva clicuri, manipulări, deci pe internet am început a verifica fotografie și am identificat proprietarul acestei poze, care era un broker, la fel care se ocupa cu vânzarea apartamentelor, doar că era în România. Și respectiv, această persoană a luat fotografie de acolo și i-a atribuit un nume, prenume altul și din numele acestei persoane genera, iată, aceste informări. Și ultimul caz pe care vreau să-l comunic este în 2019-2020 a fost un șir
de plângeri și denunțuri din numele unor persoane publice. Aici chiar mă refer la câțiva jurnaliști notori, din numele cărora au fost depus plângeri și, să-i spunem, careva explicații pe marginea altor jurnaliști și altor persoane publice. Și ulterior, deci acești jurnaliști vizați, pentru că acolo erau nume prenume ale persoanelor, au depus plângeri la poliție. Și drept răspuns s-a comunicat că noi nu avem incriminat furtul de identitate. Deci, cu alte cuvinte, toată denigrarea care a fost pusă în text nu a putut fi trasă la răspundere, deci persoanele bine mersi stau mai departe și continuă activitatea. De ce? Aspectele date probabil că ar urma să fie examinate, coroborat cu cealaltă parte a presiei, pentru că aici s-a vorbit foarte mult de fake news. Noi trebuie să înțelegem foarte clar că deci presa trebuie să fie la autogestiune, ei trebuie singuri să-și gestioneze, să-i spunem, să excludă acele persoane care nu respectă codul deontologic, cei care nu au aderat la careva norme de conduită a jurnalistului, dar astăzi noi mai avem un alt fenomen, că noi nu avem presă înregistrată. Deci noi nu înțelegem cine este mass media și cine este fake news, deci cine și-a generat profilul fals, cine nu. Și aceleași drepturi de autori, că astăzi presa care investește bani în articole, în investigații, un careva site care cu o denumire similară de investigație sau nu mai știu ce, preia articolul și-l plasează la el pe site și practic mimează toată munca unui jurnalist. Deci asta este o, să-i spunem, o lovitură inclusiv în presă. Deci la momentul dat ar fi cazul probabil să vorbim și despre un alt proiect de lege care se referă la înregistrarea presiei și, să-i spunem, delimitarea presiei care se respectă, care are un cod de conduită și face profesionist meseria și cei care generează profiluri false și care au scopul de a denatura. Noi acum i-am pus pe toți într-un ceaun, noi nu știm cine e bun, cine e rău și cine respectă, cine nu respectă. Noi știm fenomenul. Fenomenul ar urma să fie combătut prin câteva, să spunem, modalități. Unul ar fi furtul de identitate și uzurparea de identitate, altul ar fi înregistrarea presiei și ulterior deja de mers pe, să spunem, modalitatea de identificare a acestor persoane prin modificarea legislației, să spunem, alăturate, cum ar fi legea comunicațiilor electronice, codul contravențional și alte legi. Vă mulțumesc. Deci, este un subiect care e destul de sensibil în ceea ce privește cu clonarea unor site-uri, așa să spunem, respectate în societate și care au destul de mulți cititori, deci prin mediul deci online. Și aici, eu cu adevărat aveți dreptate, când ce considerăm noi presă, da? În ce condiții se înregistrează? Și aici este necesar de intervenit în ce privește de a da o definire foarte clară în ce condiții este considerată. Da? Dar oricum, cum poți opri deci acest... Deci asta apare următoarea întrebare. Cum noi avem astăzi, putem opri deci un site sau un, da, în care el clonează sau încearcă să... după cromatica deci paginii, deci el încearcă să copie, chiar dacă schimbă denumirea, dacă dă acea cromatică, ai impresia că citește aceeași pagină sau același site. Da, mă rog. Bună ziua tuturor, mă numesc Mocanu Veronica, reprezentanta mediului academic. Aș vrea aici să menționez cu siguranță acest pachet de lege este unul absolut necesar și o să fiu de acord cu tot ce aici s-a indicat din perspectiva asumării unor acțiuni în complex și aceste acțiuni în complex care urmează a fi realizate trebuie să se orienteze nu doar pe stabilirea prevederilor legale, dar și pe indicarea mecanismelor la propriu. Și dacă facem o abordare a ceea ce s-a făcut până acum în lume la capitolul reglementării identității false și mecanismelor, atunci spunem că astfel de cadru legal în SUA există din anii 90, adică astfel de practici deja au fost instituționalizate și ele erau instituționalizate în special în ceea ce privește furtul bancar sau furtul de identitate bancară. Cum au soluționat ei problema sau cum încearcă în continuare să soluționeze, ne poate servi o lecție și în acest sens sunt birourile acestea de creditare, de raportare care au fost instituționalizate și care funcționează și la care cetățenii se pot adresa atunci când au o problemă legată de furt de identitate. Același exemplu ulterior a fost preluat și de UK, de Marea Britanie, care la fel instituționalizează astfel de practici și care iarăși demonstrează că lucrurile merg spre bine, cel puțin din
din perspectiva fraudelor financiare. Referindu-mă la practica europeană, ca exemplu, avem în iunie lansat apelul Comisiei Europene în ceea ce privește identitatea digitală. Și iată, aici eu o să mă opresc cel mai mult, fiindcă identitatea digitală probabil este forma care într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat va contribui și va soluționa definitiv această problemă. Deci, pentru prima etapă, Uniunea Europeană propune instituționalizarea portmoneilor digitale, așa digital wallets. Prin aceste portmonei digitale, lumea urmează să se identifice în spațiu online și urmează să beneficieze de anumite servicii. Atâta timp cât noi nu o să promovăm astfel de implementări, fiindcă noi nu cred că o să putem soluționa problema până la urmă, fiindcă, așa cum spunea anterior și Sergiu, așa cum s-a spus și de domnul Răducanu, deci atunci când vorbim despre acțiunile online, noi întotdeauna trebuie să ținem că ele sunt o reflecție a ceea ce se face offline. Și așa cum noi ne identificăm în ziua noastră cotidiană, așa trebuie să implementăm astfel de mecanisme și pentru partea online. Având în vedere aceste realități și făcând referire la ceea ce spunea despre presa care nu este înregistrată, cu siguranță urmează a fi asumate acțiuni și cu siguranță ele trebuie făcute din perspectiva instituționalizării mecanismelor de identificare. În cazul în care noi vom încerca la maxim să stabilim mecanisme de identificare, noi vom contribui inclusiv și la soluționarea acestei probleme. Și pe de altă parte, instituțiile de raportare, care trebuie să se regăsească pentru toate domeniile. Avem iarăși exemple de instituții la care se raportează spamurile sau la care se raportează malware-urile. Și în același context, atunci când vorbim despre aceste acțiuni de raportare, nu în ultimul rând trebuie să vorbim de educare și promovarea unor astfel de acțiuni. Fiindcă în cazul în care cetățeanul nu știe unde să se adreseze, în cazul în care are o astfel de problemă, această problemă continuă să se încetățenească și continuă să explodeze în avengură mai mare. Având în vedere cele spuse, cred că acest pachet este absolut necesar, acțiunile urmează a fi realizate, dar ele urmează a fi realizate sistemic. Și aici am doar o întrebare tehnică cu referire la articolul 177 cu indicele 2 și această întrebare tehnică se referă la faptul dacă subiectul acestei infracțiuni care este incriminat este doar persoana fizică sau și persoana juridică, fiindcă în articolul de mai sus este clar că această infracțiune se referă la ambele categorii, și la fizică și la juridică. La celălalt articol lucrul ăsta nu derivă clar și aici întrebarea mea este dacă încercăm să incriminăm aceleași acțiuni pentru ambele categorii de subiect sau ne limităm doar la persoana fizică. Deci, iată, cam asta ar fi contextul pe care cred eu că la această etapă ar trebui să mergem. Vă mulțumesc pentru atenție. Mersi mult, practic, vine să confirmă și ceea ce a menționat domnul Buzean, că eu cred că noi trebuie să ne referim nu doar la persoanele fizice, dar și la persoanele juridice, da? Și deci, iarăși, noi avem nevoie de ajutorul noastră ca să evidențiem care sunt problemele pentru a putea oferi cele mai bune soluții. Deci de asta și suntem astăzi aici. Când în multe cazuri la noi se înregistrează un proiect de lege și apoi se începe dezbatere și apoi apar o sumedenie de probleme. Noi am vrut mai întâi să discutăm subiectul, să-l discutăm și experții care sunteți în domeniu, fiecare pe componenta sa, să ne scoată în evidență exact unde este problema, să propunem un proiect până să-l înregistrăm, să-l dezbatem, deci aici împreună și apoi iarăși până găsim soluția necesară și apoi să-l înregistrăm. Da? Fiindcă de înregistrat reușim noi oricând. Dar important e să oferim un proiect de lege care să soluționeze anumite probleme și aveți dreptate. Deci, practic vine să confirme ceea ce spune și domnul Bozian. Mersi. Bună ziua la toată lumea, mă numesc Vecislav Sultan, sunt procuror șef al secției tehnologiei informaționale și combaterea crimelor cibernetice în cadrul Procuraturii Generale. Este foarte salutabil că totuși a ajuns în auzul guvernanților problema ridicată de către mine din 2010. Din 2010 ne-am propus împreună și
cu Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Serviciul Informații și Securitate, un mai mare proiect, un pachet de proiect de lege, modificarea legislației în Republica Moldova. Eu mă refer modificarea atât a codului penal, codului de procedură penală, legea numărul 20 privind criminalitatea informatică, care a fost adoptată în baza Convenției Europene privind criminalitatea informatică și ratificată de Republica Moldova în 2009. Eu sunt membru acestui comitet la Consiliul Europei și de fiecare dată totuși ne întreabă cum reacționează Republica Moldova la crimele cibernetice, deoarece problema ridicată astăzi este o mică parte din tot spectrul a crimelor cibernetice din Republica Moldova, care face atentat atât și la securitatea țării, securitatea virtuală a țării, care prin legea numărul 20, prin articolul 4, unde sunt expuse atribuțiile tuturor instituțiilor care sunt menite ca să facă această, spunem, respectare a legislației în domeniul virtual. Eu vorbesc, de exemplu, de Procuratura Generală care exercită și reprezintă minuirea instanță de judecată referitor la crimele cibernetice. Eu vorbesc despre Serviciul de Informații și Securitate care asigură acoperirea operativă a spațiului virtual, deoarece asigurarea securității nu se reduce numai la asigurarea securității fizice a frontierilor, dar și virtualitatea. Și după cât cunoașteți, eu promovând astfel de idei, am căzut și eu țintă acestor noutăți false atunci când candidam la funcția de procuror general. Toți cunoașteți, da? Și foarte greu mai departe să te justifici sau să aduci contraargumente, deoarece stă o armată întreagă, așa numiți troli, așa numiți persoane care sunt rău intenționate pentru că se denigrează persoana în societate. De aceea, după mine, această problemă trebuie să vină în complex. Noi putem să propunem comisiei să revizuim pachetul acesta de legislație care noi l-am propus, deoarece, în prim parte, ce se referă la codul penal, la capitolul 11, referitor la crimele informatice, în linii generale, ele sunt la noi materiale. Deci, pentru a porni o cauză penală, pentru noi este necesar ca să fie faptă prejudiciabilă, să aibă un prejudiciu. În pachetul de legi, noi am propus ca aceste articole să fie modificate și să fie făcute din materiale informale, la primul alineat, ca să avem posibilitatea, ca să pornim acest proces penal, după aceea la agravante alineatul 2, alineatul 3, ele pot fi recalificate. Ce ar însemna asta? Ar însemna următoarea, că noi vom putea face, cum și-a spus domnul Bozianu, aceleași cereri comisiei rugătorii de solicitare, fiindcă în cadrul modificării legislației și completării codului contravențional nu avem posibilitatea prin cereri comisiei rugătorii să solicităm informații despre persoanele care se află în spatele acestor noutăți sau acestor fraude bancare, așa numitele, care a spus dumneavoastră anterior că, iată, din penitenciare se sunau persoanele, se prezentau ca reprezentanții băncii pentru transferarea de așa numite rechizite bancare sau anumite bani. Și în cazul dat, dacă noi vom face și vom merge pe dematerializarea acestor articole, unde le vom face formale, va fi cu mult mai ușor ca să investighez. Asta ar fi unul din mecanisme. Doi, mecanismul de interacțiune la nivel național. În legea numărul 20, noi atunci am propus ca să fie instituite așa numitele CERT, centre de reacționare în cazurile de incidente tehnologice. În Republica Moldova sunt, după mine, în jurul mai mult de 300 de provideri, provideri care prestează servicii în domeniul tehnologiei informaționale. Cei mai mari sunt Starnet-ul, MolTelecom-ul, Orange-ul, MolCel-ul. Iată, fiecare instituție care prestează astfel de servicii în tehnologie informaționale trebuie să aibă un centru de reacție în cazuri de incidente care să raporteze, să fie la nivel național, să fie creat un centru de nivel național, să spunem, la guvern, care să-i raporteze, ca în final acest centru să raporteze organelor de urmărire penală, Serviciul de Informații și Securitate, Procuraturii, Ministerul Afacerilor Interne, în dependență de competență. Plus la aceasta, noi ne-am propus ca aceste modificări legislației în legea numărul 20 să fie creat la nivel național, eu nu știu, ori un comitet sau o comisie, cum este pe trafic de ființe umane, pentru ca să fie raportate toate incidentele, fiindcă există, de exemplu, stop fals. Dumnealor gestionează și văd anumite site-uri care promovează anumite politici denigratoare în societate. De exemplu, pot să raportez la acest consiliu că, iată, există astfel de site-uri prin care pot fi investigate. Corect, aceste site-uri nu pot fi închise, deoarece trebuie să existe o hotărâre a instanței de judecată.
Este la moment posibilitatea măririi, spunem așa, a registrului care se află în gestiunea Serviciului de Informații și Securitate, unde sunt introduse site-uri care atentează la terorism sau la, la religii. Iată, aceste site-uri sunt închise. După câți cunoaște domnul Carp, noi am discutat anterior și referitor la Balena Albastră. Țineți minte cu toții, Balena Albastră, fenomenul care a fost în anul 2017. Noi cu mare greu am stopat acest fenomen, deoarece, iarăși, se mergea pe ideea că toată presa dorea să fie anumite senzații, publicând anumite informații pe rețele socializare, pe diferite pagini web. Și iată, atunci s-a creat anumite comitete la nivel național, împreună cu presa. Și am rugat presa atunci, noi ca procurori, am rugat presa atunci ca să nu facă o reclamă din aceasta, fiindcă este o nevoie. Noi, pe dosarul acesta, avem 11 morți, copii. El a parvenit în Republica Moldova, să spunem așa, fenomenul de Balena Albastră, a venit din Rusia, din Royal Rus Sinichit. Și cum a fost tradus în Balena Albastră? Au mers mai departe și au trecut cu atalea și au ajuns în România. Și acolo toți sunt morți. Iată, astfel de fenomene trebuie stopate din start, să existe mecanisme și noi cu mare drag vă putem să vă oferim acest pachet de documente, să-l analizăm cu toți împreună și unii e bine, unii nu o scoatem, fiindcă există, noi ne-am mai propus acolo să fie un articol așa numitele percheziții informatice. Când a fost pus în discuție acest articol de percheziții informatice, societatea civilă nu a înțeles pe noi corect. Credeau că ea că domnul Sultan vrea pe noi să te monitorizeze, nici într-un caz. Noi astfel de articol l-am preluat din legislația României și el a fost expertizat de către Comisia de la Veneția. Percheziția informatică constă nu în monitorizarea online a persoanelor la distanță, dar percheziția informatică se reduce la ceea că ea trebuie să fie autorizată și să spunem acest telefon mobil, el poate fi percheziționat numai cu autorizația judecătorului de instrucții. Asta e mult în vedere. Mersi mult. Trebuie definit mai clar deci acțiunea și atunci doamna Racu și apoi domnul Buzean. Domnul Sultan, mersi frumos pentru prezentarea informațiilor destul de pertinente. Eu aș vrea să mă ajutați cu o clarificare. Anul trecut chiar am încercat personal să sesizez entitatea care a pomenit-o domnul Macovei din cadrul Inspectoratul Național de Investigații, unitatea sau entitatea care se ocupă de... ea se numește cumva Direcția Investigației. Da, am vorbit personal, dacă nu greșesc, cu domnul Cațăr. Vremei Cavcaliuc era șef acolo. Nu, Cațăr, Iurie Cațăr. Da, da, este până acum. Aha. Deci, vreau să, dacă sunt colegii de la Inspectoratul, Național de Investigații, am vrut să precizez care este limita de competență între ceea ce faceți dumneavoastră la Procuratura Generală și aceasta, pentru că eu chiar n-am găsit informații publică unde este reglementată activitatea expresă, eu nu știu, poate cu titlul secret sau e confidențială, nu știu, n-am găsit, am încercat să caut insistent. Ca să văd o reglementare foarte clară, să-mi fie clar, 5 de zile. Deci, referitor cu despre informația sau atribuțiile fiecare subdiviziune în parte, spre spune, în secția care o conduc eu, este publicată atribuțiile pe site-ul Procuraturii Generale, procuratura.media, o să găsiți la structură. Acum și ajungem și la ei. Atribuțiile în domeniul, sau competențele în domeniul de prevenire și combatere crimelor cibernetice sunt redate în legea numărul 20, articolul 4, tot în această lege puteți găsiți drepturile și obligațiile providerilor, care tot sunt incluse în această lege. Mai mult ca atât, în această lege, în articolul 4, găsiți obligațiile sau atribuțiile Serviciului de Informații și Securitate, Institutul Național al Justiției, care pregătesc judecători și procurori în acest domeniu, și alte instituții de resort care vin pe eșichierul de profil. Din punct de vedere procesual, în 2018 legislația a fost modificată sau codul de procedură a fost modificat, când până în 2018 investigarea crimelor cibernetice se reducea la competența Inspectoratului General de Poliție sau MAIO-ului. În 2018 a fost modificată competența și acum exercitarea exclusivă sau atribuția exclusivă la exercitarea urmăririi penale în competența procurorului. Procurorii acum mai exercită și conduc urmărirea penală, sau mai bine zis, exercită urmărirea penală. Secția pe care o conduc, noi avem, spun așa, în gestiune și existăm urmărirea penală pe cazurile astea mai mari, de rezonanță presupunere, cum sunt Balena Albastră sau altele. Aici sunt alte care mai mici, cum ar fi
dublarea de profil sau profiluri false se duc la Procuratura Municipiului Chișinău. Fiindcă în cazul dat, noi ne gândeam cum ar fi cu atunci gestionată competența teritorială. În cazul crimelor cibernetice, noi nu avem competență teritorială, deoarece spațiul virtual este peste tot. Asta nu înseamnă că dacă cineva este denigrat în societate pe un site din Republica Moldova, el se află numai decât în Republica Moldova. Sau că au fost anumite date, de exemplu, la investigarea crimelor prin la fraude bancare. Noi când investigăm o fraudă bancară, începem de la sfârșit, de unde au fost solicitările, ca să ajungem în final, deoarece atunci când se solicită anumite rechizite bancare, persoanele, făcând aceste apeluri, ei trec mai multe, așa, din punct de vedere tehnic, mai multe servere, proxy servere sau altele. Și atunci aici tehnic este foarte complicat. Noi trebuie să mergem legislativ corect, ca mai departe problema noastră nu fie nul în instanța de judecat. Dacă totodată să finalizăm partea asta și cum eu, cu abordarea asta instituțională, deci, mă numesc Vladislav Cojuhar, reprezint Ministerul Afacerilor Interne, alături de colegii mei din cadrul Direcției Investigației Infracțiuni Informatice, acum urmare la reformare s-a redenumit, anterior era Centrul de Investigații, acum este Direcția Investigației Infracțiuni Informatice. La subiect, noi într-adevăr am putea discuta foarte mult aici și putem să facem o conferință mai detaliată pe fiecare moment anunțat de către toți aici prezenți. Intervenim cu propunerea de a forma un grup pe următoarele paliere, da? Câte un grup, cel puțin. Deoarece pe parcursul perioadei, cel puțin, da, de 2 ani, Ministerul de Interne a ieșit cu mai multe inițiative, aceeași modificare și introducere care a menționat domnul Măcăvei referitor la uzurpare de identitate și falsul de identitate. Deci, ideea care? Tot ce ține de modificarea codurilor și Republica Moldova se conduce de bază de cod penal și cod de procedură penală. Legile specializate sunt ok, dar trebuie să pornim de la codul penal și codul de procedură. Autoritatea care răspunde modificarea codurilor este Ministerul Justiției. Respectiv, este o etapă. Și noi am remis acest document, din păcate până acum nu este o finalitate la modificarea acestor prevederi pe penal și pe procedură. Totodată suntem acum în deplină forță, să spunem așa, la modificarea legii 20. Și anume am fost sesizați de către operatori referitor la dificultatea procedurii, instrumentelor. Nu este așa de mult și așa de mare problema în lege, cât este la ziua de astăzi problema în lipsa mecanismelor. Fiindcă noi conceptual înțelegem că asta e alb și asta e negru. Dar este problema anume cum să facem instrumentar, cum să facem la mecanism. De aia aș propune instituirea unui grup de lucru, unul, care răspunde modificarea codurilor, codul penal, codul procedură și a legilor specializate. Deci, o parte. Doi. Un grup de lucru care să elaboreze niște instrumente, niște ghiduri, fiindcă sunt mai multe instituții care și-au asumat elaborarea pas cu pas la unor procese, unor proceduri, spunem, hai să spunem proceduri standard de operare, dar care nu au fost obținute până la moment. De aia trebuiește un grup anume care va elabora mecanisme și deja un grup care ar răspunde, cum a fost menționat de către toți astăzi aici, de prevenție, fiindcă e foarte important și este cea mai dificilă. Dacă am face cu raport 80 la 20, atunci trebuie să pledăm 80 la prevenire și 20 la investigare. Dar în viziunea noastră ar fi așa, un grup pe partea legală, modificarea legislației, 2, elaborarea mecanismelor, 3, pe prevenție. Mersi mult! Domnule Buzean, vă rog, să-ți. Eu foarte pe scurt, nu o să iau prea mult din timp. Deci este adevărat că instrumentele polițienești urmează a fi revizuite și adaptate la pasul tehnologiei informaționale care în fiecare zi generează noi modalități, soluții și altele. Totuși, ca noi să avem o proporționalitate între aceste instrumente și încrederea societății că aceste instrumente nu vor fi opuse în raport cu persoanele care sunt mai puțin convenabile,
Probabil că ar fi cazul să luăm în discuție și, sau problema de bază care ar fi, este măsurile speciale de investigație sau activitatea specială de investigație și neinformarea persoanelor fizice supuse acestor măsuri speciale de investigație. Deci, la moment, avem o problemă majoră în Republica Moldova, în special respectarea dreptului la viața privată, care se referă la neinformarea persoanelor fizice care au fost supuse măsurilor speciale de investigație, pentru că aici și aici avem două concepte. Una este persoana care este urmărită sau supus filării, înregistrări, interceptării, și alta este persoana cu care a discutat această persoană. Deci eu sunt supus măsurii de speciale de investigație și vorbesc cu soția. Soția niciodată, în genere, legea nu permite ca soția să fie informată decât dacă ea nu are calitate procesuală. Și asta este o problemă majoră, pentru că în statele vecine chiar vin SMS-uri prin care se comunică că poliția te-a interceptat la data cutare, până la data cutare. Ceea ce presupune că deci, societatea, persoanele fizice, jurnaliștii sau oricare alt activist capătă încredere în activitatea polițienească, anume prin aceste instrumente de informare. Pentru că dacă nu ești informat că ai fost supus unor măsuri speciale de investigație, nu ai niciun drept. Nu poți să te judici în privința la ceea ce nu există sau nu ai dovezi. Pentru că la noi, la moment, să spunem așa, că mai există și partea asta cu secretul de stat aici. Tot trebuie luată în calcul, pentru că noi avem o sumedenie de cazuri când această informație este secretizată și mai mult despre dânsa nimeni nu mai cunoaște. Mai mult ca atât, și Curtea Constituțională de curând a venit și cu careva precizări cu privire la păstrarea materialelor care se referă la interceptare, pentru că anterior legea era făcută în așa fel încât ele trebuiau să fie distruse. Și practic, în general, nu mai aflai cine pe cine și când a interceptat. Deci, cu alte cuvinte, acest mecanism el trebuie să fie unul transparent, deschis, dar și eficace. Pentru că acel proiect de lege despre care s-a discutat este așa numitul Big Brother, despre care s-a vorbit foarte mult și neînțelegerea societății a fost generată din lipsa de instrumente care ar balanța această lege. Deci, probabil că, nu cred că cineva ar putea contesta că poliția trebuie să aibă, poliția, procuratura, serviciul de informații și securitate trebuie să aibă instrumente eficace pentru a urmări acolo unde trebuie să se urmărească. Dar atunci când ies în presă că 200 de activiști au fost interceptați, filmați, interceptați, mai apar și înregistrări audio, mai apar și înregistrări video, foto, avem o întreagă, nu știu, acum un pic s-au mai rărit, dar anterior am avut o, să-i spunem, o parte din societate specializată pe interceptări, care făceau parte din sectorul privat. La ce subiecte numai să spun domnul Bozean? Noi, deci, în comisie, în principiu, am vorbit cu consultanții, lucrează. Eu am avut discuții mai multe cu Serviciul de Informații și Securitate, că este o problemă. Ei sunt gata, deci din câte am înțeles, ca persoana să fie informată când a fost interceptată. Este o mare problemă, noi nu avem un registru unic, da, persoanelor care sunt interceptate. Ai 30 de comisariate, deci fiecare comisariat în linie generală ar putea să te asculte să ai 30 de avize de, sau alte instituții. Deci prima problemă este registru, deci unic, deci a persoanelor care trebuie să fie, care este interceptată. Doi, ceea ce noi ne propunem este ca, cu toate că acesta este alt subiect, dar deci, deja dacă l-ați menționat, vă spunem care este viziunea pe care o văd eu. Deci trebuie să fie un registru unic. Doi, deci persoana trebuie să fie anunțată, că la data de 1 octombrie până pe 5 octombrie dumneavoastră ați fost ascultat, asta este unul. Trei, dacă persoana a fost ascultată, iar materialul deci nu este relevant pentru urmărirea deci penală, el să fie de curte 72 de ore deci, distrus. Asta cel puțin eu am luat din practica altor țări. Și 4 sau 5, deci în cazul când sunt scurgeri de informații pentru, din urma interceptărilor care nu se referă la dosar, dar este din viața personală, deci cel care a interceptat și a fost din sursa în care a avut loc scurgere, se poate răspunde penal cu ani de pușcării. Că altfel, deci noi nu mai, nici sub o formă, nu mai respectăm dreptul la intimitate, deci a unor persoane sau corespondență. Deci asta este o viziune care se lucrează deja acum și într-un viitor foarte apropiat, în câteva zile, noi vom face publice despre și o dezbatere chiar publică asupra acestui subiect. Poate la acest subiect. Două minute. Dacă e posibil, da, dacă e posibil. Nu, eu înțeleg, dar dacă s-a atins problema dată, fiindcă eu cu problema asta dată m-am ciocnit mai multe ori. Și tot am plecat întrebarea. Măsurile speciale de investigație, aceleși interceptări care sunt făcute prin GSM sau alte mecanisme, să le incriminez cumva prin articolul 301 prim, mijloacele tehnice speciale care sunt destinate pentru obținerea răspunsului informației, iată, la noi în țară există o listă de autorități care sunt autorizate, care introduc aceste mijloace tehnice speciale și ele sunt foarte multe
Și această interceptare poate fi făcută nu numai de către poliție, dar și de către alte persoane care fac publice. De ce să fie trasă atenția? Este o hotărâre de guvern care aprobă lista de mijloace care pot fi aduse în țară, dar această hotărâre de guvern este caducă, fiindcă ea face trimitere la legea care este abrogată, legea numărul 45. Acum noi avem legea 59, Activitatea Specială de Investigație, dar hotărârea de guvern face trimitere la hotărârea la legea 45. Domnul Sultan, deci când o să discutăm acest subiect, deci noi vă invităm, că iarăși este un subiect destul de sensibil, deci este, și noi o să avem, deci ar fi bine atunci exact să ne spuneți care sunt riscurile, da, deci propriu-zis și în procesul de investigare. Da, mulțumesc mult. Eu mă numesc Roșca Iurie, deci în funcție de șef al Direcției Investigației Infracțiunii Informatice în cadrul Inspectoratului General al Poliției, Ministerul Afacerilor Interne. Doar ca să completez ceea ce a spus domnul Sultan, pentru a clarifica totuși întrebarea doamnei Ana, care ne-a întrebat sub diviziune specializată. Deci, cu toate că, într-adevăr, în 2018 au fost recuperate cele modificări și deci capitolul 11 din Codul Penal a fost atribuit în competență materială procuraturii, asta nu înseamnă deloc că direcția la moment nu activează pe palierul respectiv, deoarece foarte multe infracțiuni, deci în general competența direcției, vizează nu doar criminalitatea cibernetică propriu-zisă în capitolul 11, dar și crimele conexe, aceleași furturi despre care s-a vorbit azi, escrocherii din penitenciare sau apeluri telefonice, pornografie infantilă, abuz sexual și multe, multe alte infracțiuni, deci toate sunt examinate de către, și investigate de către colaboratorii direcției, evident în colaborare cu Procuratura Generală, fie cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, sau cu Municipală, sau în general cu oricare procuratură din teritoriu, unde se creează, se formează grupe de urmărire penală și acolo ofițerii direcției sunt, deci își duc investigațiile. Dacă îmi permiteți să iau cuvânt și la tema vizată de astăzi, într-adevăr, eu aș percepe că noi trebuie să delimităm partea legislativă de cea procesuală, hai să o numim așa, și aici când vorbim trebuie să înțelegem că noi trebuie să ne dăm seama și trebuie să punctăm despre scopul și metodele aplicate, ele sunt foarte diverse și astfel încât pentru a crea un cadru normativ, noi trebuie să pornim de la ele. O altă latură care în viziunea noastră urmează de ținut minte este impactul social care acel fake news sau acea știre o va da, precum și persoana care este vizată. Deoarece ca să creăm un cadru normativ, noi trebuie să înțelegem bine la ce aspect noi înțelegem. Sau noi facem sau adoptăm, implementăm un articol care vizează un cerc larg de persoane sau persoanele cu funcții de demnitate publică, funcționari de stat și așa mai departe. Dacă merg înainte, am putea face la fel careva aliniate, alineat 1, alineat 2, dar în dependență de persoană vizată. Fix așa este dacă ar putea face un coraport, cum la moment în codul penal este falsul informatic și frauda informatică, care între ele se disting prin scopul urmărit al acestei infracțiuni. O altă întrebare deja este posibilitățile legislative despre care dumneavoastră a spus de măsuri speciale și așa mai departe, care într-adevăr la etapa actuală când vorbeam că trebuie delimitat partea procesuală de legislativă, deci una ce articolul și cum va fi implementat, departe deja cum se va lucra, cum se va instiga aceste infracțiuni, deoarece și aici sunt destul de multe lacune care la fel merită a fi discutate, ca și măsurile speciale și multe altele, dar deja eu cred că e o temă la alt subiect. Vă mulțumesc. Domnule președinte, vreau să spun că, într-adevăr, în perioada anilor 2010-2014 au fost câteva proiecte de legi elaborate de Ministerul de Interne, Servicii de Informare și Securitate și Procuratura Generală. Așa numitele proiecte de legi, mandatul de securitate, Big Brother. Deci, la etapa când se discutau în Parlament în anii de atunci, centrul a constatat mai multe probleme legate de control. Deci, cine va efectua controlul asupra măsurilor care sunt prevăzute în aceste legi? Și noi tot timpul am avut opinia că acest proiect de legi trebuie promovat în continuare, doar că trebuie foarte bine descrise măsurile de control. Cum se va întâmpla aceste proceduri și cine va efectua controlul asupra acestor măsuri? Că aceste legi trebuie promovate, e indiscutabil.
Ce ține de furtul de identitate. Vreau să spun că la etapa, cum am menționat mai sus, în 2016-2017 noi am avut asemenea intenții și mai mult ca atât chiar am făcut și demersurile respective, doar că noi am avut o poziție foarte tranșantă vis-a-vis de necesitatea introducerii unei pedepse în codul penal. Noi vedeam această pedeapsă fi introdusă în codul contravențional cu sancțiuni cât mai mari. Să nu criminalizăm în excesiv, zicem, legea penală. Deci momentele acestea sper foarte mult că vor fi analizate. Noi avem și o lege foarte veche, legea 243, legea presiei, care trebuie analizată, trebuie revăzută, care trebuie să fie dat un suflu nou. Deci ea este depășită de toate posibilitățile care sunt astăzi tehnologice în Republica Moldova. În acest aspect, centrul va contribui esențial pentru promovarea ideii date, doar că să avem o poziție foarte clară și comună, cine și ce rol are în acest sens. Mulțumim. N-ați dorit să interveniți, da? Da, de fapt era un comentariu la ceea ce s-a spus anterior, ceea ce spunea domnul Bozeanu legat de dreptul de a fi informat și nemijlocit nerealizarea lui prin faptul că de multe ori organele de interne sau organele de ocrotire a normelor de drept nu informează cetățenii despre astfel de acțiuni și de fapt de multe ori explicația este în virgula care este prevăzută în legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal, că cetățenii nu sunt informați despre acțiunile de urmărire penală, în cazul în care această acțiune implică un efort disproporționat de mare. Și atât, de fapt, toată lumea încearcă să se ascundă în această parte, dar în același context și din cauza imposibilităților tehnice. Și atât, soluția în cazul în care ați spus că totul să se meargă pe această variantă este îmbunătățirea părții legate de soft și îmbunătățirea bazei de date și funcționalității bazei de date acces. Fiindcă în cazul în care se completează acest soft și în cazul în care sunt accesate aceste informații, în mod automatizat cetățeanul este informat despre acest lucru prin setarea unei bife în sistem, atunci lucrul ăsta se realizează în mod automatizat și atunci acest efort disproporționat de mare nu mai există. Și întorcându-mă la ceea ce discutam din perspectiva furtului de identitate și din ceea ce vorbeam despre situația în care noi avem autorități și la ziua de astăzi, dar din păcate, așa cum și doamna deputată a menționat anterior, despre activitatea lor mai puțin se cunoaște. Și atât, efortul trebuie depus conjugat, pe de o parte, în dezvoltarea mecanismelor tehnice și pe de altă parte, fortificarea capacității acestor instituții, în așa fel încât ele într-adevăr să-și extindă activitatea pe întreg teritoriu. Fiindcă acum, din păcate, multe ori, aceste infracțiuni când sunt raportate se pierd pe drum. Adică, omul atunci când raportează în teritoriu nu știe unde să meargă și până la urmă această problemă nu mai ajunge la procuratură unde ar fi trebuit să ajungă. Și mai ales existența sau creșterea sau înflorirea acestui domeniu pe internet demonstrează această realitate, nu în ultimă esență. Mersi. Mulțumesc. Deci eu practic o să concluzionez cu ceea ce au prezentat la Ministerul Afacerilor Interne. Doar problema este mult mai complexă. Și cum spunea și domnul Macovei aici, nu va fi modificarea unei singuri legi. Noi vedem că deci atinge cel puțin 4-5 legi care vor fi modificate cu asta în afară de cei ce vom intervine la codul contravențional și codul penal, mai sunt încă vreo 5 legi care trebuie modificate. Probabil nu va fi un singur proiect de lege în care fiecare se în acest proiect de lege fiecare componentă să fie modificată, probabil vor fi un pachet de legi care vor fi necesar ca să le modificăm. Eu cu acordul dumneavoastră, dacă îmi permiteți, pentru că ați scris acolo și e-mail-ul, deci o să facem o concluzie la aceste dezbateri de astăzi.
Și o să rog ONG-urile care, și instituțiile de stat care au deja anumite proiecte, care stau cumva pe rafturi de vreo câțiva ani de zile, vedem că și la Procuratură din 2010 sunt anumite propuneri făcute și la Centrul de Dat Caracter Personal și la Ministerul Afacerilor Interne. Deci sunt anumite proiecte. Eu am să le rog să le transmiteți, ca noi să le punem în acest grup. Eu am să fac un grup unic cu toți participanții de astăzi, care noastră să faceți cunoștință, după care o să facem o concluzie care sunt subiecte care trebuie să abordate și deja pe fiecare subiect separat o să încercăm să intervenim, să facem modificări și treptat, pas cu pas, poate o să facem modificare, deci la o lege, la două, la trei și după care o să ne înregistrăm, după ce o să le dezbatem iară încă o dată, aici pe loc. Apropo, cred că săptămâna viitoare o să facem dezbatere cu ceea ce am vorbit noi cu interceptările și cu registrul unic, deci o să facem o dezbatere, pentru ca persoana să fie informată că el a fost ascultat. Și eu mi-a zis foarte mult pe experiența dumneavoastră în domeniu ca să putem oferi acele modificări calitative, deci la lege, să putem contracara aceste fenomene care deci există. Eu vă mulțumesc pentru dezbaterea de astăzi și deci eu o să vă transmit concluziile pe care noi le-am făcut în urma dezbaterilor. Mulțumesc mult!